De dimineață s-a dansat un pic în living la fete. Doamna Nina și Ana spuneau că au program de sport, că vor să sară coarda astăzi. Doamna Nina a dus coarda pe terasă și ușor, ușor toate fetele, mamele au început să sară coarda. Aici doamna Crina stătea de vorbă un pic cu Andreea, îi spunea că înainte acestea erau jocurile copilăriei, săreau coarda, jucau elasticul, acum copiii stau mai mult pe calculator și nu prea mai ies afară din casă. S-au distrat rând pe rând, am văzut că aproape toată lumea a încercat să își amintească acest joc. În casa băieților, Liviu cântă foarte multe manele, dedicații pentru Bogdana. Se întreba dacă cumva s-a trezit Bogdana și a mers la cameră să-i transmită un mesaj, să-i spună că o iubește mult, că este dor de ea de nu mai poate și vrea să-i spună că el este cu minte și că nu mai face prostii, a zis, și vrea să știe Bogdana că o așteaptă în casă. Robert le spunea ceva mai târziu băieților că îi bubuie capul de atâtea manele câte se cântă în casă.